salutul ăsta mai scurt și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem niște experimente în GTA 5 și o să vedem, de exemplu, câte persoane putem omorâ cu un singur glonț de sniper sau câte persoane putem transporta cu un avion și așa mai departe. Apăsați acum pe butonul de like, deoarece o să fie un episod super tare. Haide să vedem ce ne așteaptă. Suntem aici pe aeroport și haide să începem cu primul experiment și o să vedem acum câte persoane putem omorâ cu un singur clonț de sniper. Cu ajutorul acestui mod o să spawnez aici niște persoane și o să le pun unul lângă altul, gen ceva de genul ăsta. Bun, am pus 15 persoane și haideți să vedem. O să mă duc puțin mai la depărtare și o să vedem câte o să putem omorâ cu un singur clonț. Bun, ești pregătit, da? În 3, 2, 1, ce? Nu cred. Bro, tu vorbești serios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persoane. Ok, 7 persoane cu un singur glonț? Nu cred așa ceva. Trecem la următorul experiment și acum o să vedem câte persoane putem transporta cu acest elicopter Gargobob 893. Haideți să vedem, chiar îți curios să vedem câte persoane. Bun, o să le pun aici în spate, nu? Yes, uite mă, cât de tare. Ok, de încăput putem încape. O să începem deci din față. What? Ce să se cheamă? Aliens? What? Bro, ce s-a întâmplat? He? Deci dacă spunezi unul... Ai, what? Nu știu. Încep să o ia razna, uitați-vă și voi. Bro, stop! Ok, deci e plin. E pur și simplu plin, bro. Ok, o să închidem trapa din spate și o să zburăm acum. Haideți să vedem și... Oh my god! Bro, tu vorbești serios? Mă așteptam că o să fie greu. Dar încă... Bro, nu am niciun control asupra lor. Văd că toți sar din elicopter, aha. Toți mor. N-am făcut o idee. Bro, nu știu ce e în spate. Haideți să vedem, să ne băgăm în first person. Bro! No way! Bro, ce se întâmplă cu tipii ăștia din spate, eh? Uitați-vă și voi. Damn! Bro, zici că-s... parașute sau ce se întâmplă cu ei? Uitați-vă și voi cum se duc. Lol. Cât de funny, bro. Bro, ăia unde stau? Pe elicopter acolo? Nu înțeleg de ce nu... Îi putem da jos? Nu cad mult de pe... Ah, acum, ok, perfect. Yeah. Și dacă ne îmbușim de o clădire, ce se întâmplă? Haideți să ne dăm jos. Și să facem un accident, să vedem ce se întâmplă. 1, 2, 3 și... Pum! Oh! Da, i-am omorât pe toți, cred. 100%. Nu știu dacă mi-a rămas ceva. Bro, dar cât sar din elicopter. Haideți să vedem dacă mai... A mai rămas cineva jos, în spate. A mai rămas unul, care e mort, cred. Cu persoane a funcționat să zburăm, adică n-a fost nicio problemă, elicopterul tot a zburat, dar ce se întâmplă dacă punem, nu știu, mașini, un tank, ceva, nu știu dacă ar încăpea un tank în spate, dar niște mașini, cred că ar încăpea undeva la 3-4 mașini, ar încăpea 100%. Niște mașini din astea mai mici, bro, dacă aș spune. Uite, de exemplu, cum e asta. Na, nu e atât de mică, dar probabil ar încăpea una aici, două. Una, două, una, oh my god, ce s-a... Bro, unde am pus-o? He, de ce s-a pus? Nu înțeleg. Bun, haideți să mai încercăm o dată. Hello? Ok, cu acel Gargobob nu a funcționat să pun o mașină, nu știu de ce, dar m-am gândit să pun în acest avion imens. E cel mai mare avion din GTA 5 și din lume, cred, adică din realitate, mă rog. Și uitați-vă și voi cât de mare e în spate, bro, cât de, ce mult loc avem. Și aici ar încăpea și tankuri, orice, cred. Haideți să vedem ce am putea pune. M-am gândit să pun niște mașini, bro. Uite, niște tankuri sau... Sau niște mașini, ar, nu știu, ar merge mai bine niște mașini, cred. Ah.
Țac, țac, țac. Țac. Ha! Se băguiește puțin. Totul în regulă aici. Ok, totul în regulă, cred. Se băguiește puțin. Dar nu-i problema. Bro, stop, stop, stop. Bro, niște tankuri ar fi bine să pun ea. Unde le găsesc? Uite, un tank de genul ăsta. Astea-s tankuri noi, dacă nu mă înșel. Sau nu știu ce-s astea. Țac, oh my god. Tu vorbești serios? Bro, sper să țină, sper să țină avionul ăsta. Țac, țac. Deci dacă pun prea multe, s-ar putea să nu mai meargă, nu? Să nu mai putem zbura cu el. Nu știu câte am pus până acum, dar oricum am pus multe. Mai pun câteva, una. Și mai pun una aici și gata. Ăsta nu. Ăsta va trebui să-l șterg. Ok, cam atât. Aha, văcalea se duc în spate. Trebuie numai decât să închidem trapa. Deci ceva de genul arată înăuntru. Oh my god. Bro, am pus ceva oricum. Haide să ne luăm zborul să vedem dacă putem zbura. Cu ce avem în spate? Haide să vedem. Oh my god, bro, cât de greu e. Nu aveți idee cum face controllerul. Nu avem nicio șansă să zburăm, cred. Sau? Ok. Și-a luat zborul și... Bro, zburăm cu atâtea mașini în spate. Voi realizați asta? Oh my god, cum se aude în spate. Oh. Bro, dar... Zboară foarte greu. Simt asta la controller. Haideți să vedem în spate. Bro! Oh! Oh! Bro! Ce? Na! Nu mai pot să fac nimic. Uitați-vă și voi ce se întâmplă. Au explodat toate mașinile din spate, cred. No way. N-am mai putut să văd așa ceva. Frână, 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 frână. Ok. Bro, ce-i în spate? Ok, nu văd absolut nimic. Probabil e... Stai să ne uităm, mă, să vedem ce-i... Să vedem ce-i în spate aici. Na, mai uitați-vă și voi. Toate mașinile au explodat. Lol. Nu cred, mă. Toate au explodat. Dar am putut zbura cu ele, după cum ați văzut. Acum mai putem să zburăm de aici? Nu cred. Nu cred că mai putem zbura, hă? Sau? Hai încă puțin, încă puțin. Încă puțin, te rog. No, ce să mai mă, nu mai putem zbura aici, nebun. Unde să mai putem? Sau? Bro, și-a zborul? Și-a... Na, e prea greu. Prea greu, mă. Sau? Na! Tu vorbește? Oh my god. Bro, da, face atâta gălăgie și se mișcă rău. Mamă, suntem în aer cu el. Stai să vedeți că pot să fac backflip. Ia, dacă mă dau... Stai să zbor mai în sus puțin. Haideți să vedem. Și, ok, sunt pe drum bun. Ia, acum. Uitați-vă și voi cum am... Bro, am făcut backflip aici. Ia, încă una. Haideți încă una și... nu cred. Da. Și am ajuns bine, cred. cum am ajuns. Nu mai putem să facem nimic, ne dăm jos. Și cam ăsta e avionul în Los Santos. Ok, acum o să facem ceva cu tramvaiul din Los Santos. O să mergem să-l luăm noi. Să-l conducem. Dă-te-mă jos. Ok, suntem acum în tramvai, îl putem controla noi, deci putem merge în spate, înapoi și așa mai departe. Și acum, la ce m-am gândit eu e să pun foarte multe persoane în spate, bro. Uite, avem aici 2-3 persoane. M-am gândit să pun, nu știu, 100 de persoane în spate, să vedem dacă mai poate merge. Bun, deci o să începem deci din față, nu? Bun, o să punem aici cât mai multe persoane. Tot țac, țac. Să-l facem plin, bro. Sper să nu-mi dea crash jocul. Deci dacă îmi dă crash jocul, nu e bine. O să punem aici foarte mulți. Să-mi spuneți unde mergeți, mă, da? Să vă duc pe toți la locul potrivit. Oh my god, bro, n-am văzut atâtea persoane într-un tramvai. N-am văzut în viața mea. Ce n-o fi fost vreodată atâția oameni. Numai că provara e foarte nașpa să fie, nu știu, autobuzul sau tramvaiul full cu oameni. Când e cald, bro, e nașpa rău.
Bun. Cam atâtea persoane. O să mai pun unul aici în fața la mine? Crezi că o să stea? Da, mă, uită-l. Stai acolo, mă. Tu păzești oamenii, da? Bun. Tramvaiul e plin. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Oh my god. Tu vorbești serios? No way. Ok, sunt și 2-3 pe tramvai. Asta nu e problemă. O să vedem acum ce se întâmplă. Come on. Ia să vedem. O mai ia de pe loc? Da, mă, o mai ia. E totul în regulă, văd. Sper să nu deraiez. Oh my god. Wow. Sper să fie tot în regulă. Ok, văd că... Yeah, mergem acum, bro. Țineți-vă bine, mâinile sus. Ok, bro, cât de rapid merge. 70, 80. Ce se întâmplă în spate? Oh my god, bro, toți mor sau... Sper să nu deraiez. 80, 83. Am deraiat. Na, mai spuneți și voi ceva. V-am lăsat în spate, eu am plecat. Încă mai merge. Bro, eu... Bro, cu ce am rămas? Tu vorbești serios? Și încă mai pot merge? What? Zbor? Sau ce se întâmplă? What? Na. Haide să vedem ce se întâmplă aici. Ok. Jumatea a rămas în spate. Nu știu unde a rămas. Uite, mă. Mai vine un tramvai. Mai vine un tramvai din față. Ce s-a întâmplat? Ok, tipul ăla a oprit, văd. Super, o să mergem la el acum. Stai, mă, pe loc. Unde pleci? Tu unde pleci, mă? Haideți să luăm noi. Ok, perfect. Suntem acum la volan aici în față. Dar mai putem da afară sau mergem în spate sau unde să mergem acum? Haideți să mergem în față. What? Ce se întâmplă, bro? Oh my god. Ok. Încă mai sunt pe linie. Perfect. Da, am deraiat din nou. Și cu asta. Ce am putut să fac în spate? Nu pot să cred așa ceva. Vă rog, îmi place să experimentez tot felul de chestii în GTA 5. Dacă vă place și vouă asta, apăsați pe butonul de like și o să fac în continuare videoclipuri de genul. Uite, scara asta n-am văzut niciodată pe aici. Mamă, ce s-a întâmplat pe aici, nu pot să cred. Au venit și pompierii, văd. Ce se întâmplă dacă luăm pompierii? Mai e cineva înăuntru? Da. Ok, o luăm. Și o punem, de exemplu... Uite aici. Ia să vedem. Unde mergeți, mă, acum? Ok. Șoferul, bă, că e înăuntru. Unde mai mergeți acum? Rămâneți, mă, acolo, nu o problemă. Încă o chestie chiar tare e cum interacționează, nu știu, NPC-urile aici. Numai că le este frică de mine, eu nu înțeleg de ce. În GTA 6 o să fie... What? Ce se întâmplă? O să fie oricum altfel. NPC-urile o să interacționeze mult mai bine și așa... What? Ăștia vor să mă bată acum, de ce? De ce vor să mă bată? Gen, nu le-am făcut nimic. Bro, tu ce vrei, mă? Și ăsta ce caută aici? Tu... Să vorbește singur. Dă-i, mă, una în capam. Tega. Tău, sunte bine. Uite, aici trebuie cineva să livreze niște pachete. Au! Uite-l, mă, un câine. Ok, acolo e un câine, văd. Și ăsta ce vrea să facă? Ăsta vorbește la telefon, pe stradă, dacă vă vine să credeți. Și câinele lui... E în spatele lui, numai că nu ține cont de el. Dacă îl iau o mașină înainte, nu o problemă. Ce se întâmplă dacă mă prefac că vreau să-l bat? Îmi face ceva câinele? Haideți să vedem. Ok, a luat-o la fugă. Câinele aleargă după el, văd. Ce se întâmplă dacă îl bat, bro? Ia. Mă mușcă câinele lui? Ok, i-am dat una acum. Nu se întâmplă nimic. E puțin bătrân, nu prea poate să alerge. Mai dau una. Ia. Pam. Ok, acum l-am omorât. Câinele lui ce face acum? Ok, stă lângă el. Și acum? Ce faci, mă, acum? Ce vrei să mă faci? Că ți-a murit prietenul tău cel mai bun.
Ha? Acum unde pleci? Ok, stă lângă el. Asta e chiar tare făcut. Și chiar dacă îl dau la o parte, tot acolo stă. Prost, stă lângă el, după cum puteți vedea. Ia, hai să-l enervez. Ok, acum se uită la el, văd. Îl putem muta. Avem 2 dolari câștigați. Hai mă, Pro! Haideți să luăm mod meniul ăsta și să-l ducem în altă parte, de exemplu. Uite, îl ducem... Da, l-am dus direct în pământ, l-am dus. Ok, acolo vine cineva, văd. Câinele a picat undeva, dar nu știu. A picat sub hartă. Ok, a plecat de tot acum. Bun, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați vreo pe butonul de like. Mult numai până la GTA 6, mai puțin. Te abia aștept și da, ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal. Ciao!